Salut, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi jucăm H1Z1 Survival. Cred că mulți dintre voi ați uitat cum arată jocul ăsta. Așa că m-am gândit să jucăm puțin de dragul vremurilor bune. Mapa este cea veche, deci nu este ca pe King of the Kill. Este harta veche și nu știu, am intrat eu pe un server ceva mai modificat. Ok. Și văd că mi-arată și unde sunt pe hartă, sunt chiar aici. Deci, destul de bine. Pentru survival. Ori din cauza că am eu harta asta, nu știu. Am primit itemele astea când m-am conectat pe server, cuțitul, harta și o sticlă cu apă și bandaj. Restul le-am găsit pe patul. 4 gloanțe. Ok, o să mă uit atent pe aici pentru că am auzit un sunet ciudat mai devreme. Cred eu că este un lup, pentru că în jocul ăsta găsim lupi și zombie. O cască. Cum? Păi. A, nu am loc. Să renunț la asta. Așa arăta vechiul inventar. Și așa arătau vechile căști. Un tricou. Putem luta chiar și paturile. A, nu, în pat pot să dorm. Lol. Cu astea facem bandaje. Dar chiar să văd eu cu tricou acela, pot să-i dau. Ce asta? Ok. Pot să-i dau scrap. Shred. Destul de bine. Și la crafting pot să fac bandaje. Ceea ce mi se pare destul de bine. Da. Să fiu sincer, am cam uitat cum arată jocul. Vitamine. Să le încoace, man. Nu mă supăr. Este dimineață. Am intrat pe un server de Europa. O, uite un zombie acolo. Nu prea am cu ce să-l omor. Bine, am un toporul ăsta, am avut noroc că l-am găsit într-o casă. A, uite o căprioară, lol. O să o omor. Nu încoace. Drăcia asta făcea zgomotul ăla ciudat. Când am intrat eu pe server. Pe bune, am dat pe lângă. Man, era în față. Uite, două căprioare. Man, e în fața ta. Rele jocule. Am găsit un ATV. Cred că avem player pe aici. Stați calm că o să-i atac eu. Avem chei, oare? Poate mă mod... Nu pornește? Haide, mă! A, nu am benzină, ok? Cred că de asta a fost lăsat aici. What, ce e aia? E un iepure. What the fuck? Și o căprioară. Încă o căprioară. Dă-i mană în ea. Mană în fața ta. Hello. Vă prezint noul meu prieten. Salut, prieten, și bine v-am găsit. Aici cu noul meu prieten. Vine un zombie. S-a speriat și căprioara. Ok. Gata cu vorbărea și... What the fuck? Ce m-a speriat ăsta? Bă, băiatule. A, nu. Credeam că e o mașină bună. Jocurile de genul ăsta. Sunt un milion de mașini pe stradă. De bineînțeles că nu merg. Decât câteva. Și ghiște, doar alea de poliție merg. O, ce e asta aici? Apa. Apa asta? A, nu e apă, e spirit. Sau e apă? Dracu să o ia. O,
S-a făcut și soare afară. Frumos. Când am intrat eu pe server era noapte. Am... Oh, glonțe. Cred că am stat vreo jumătate de oră să caut un server unde era lumină. Și nu era niciun server în care era lumină. Aici a murit un player? Ah, nu. Ok, o cască. Putem să ne uităm pe tab, cuțit. Ca să nu stăm să lutăm fiecare dulap. Da, ia, hai totuși să lutăm, poate nu se vede înăuntru. Nu-i nimic. Hai să dau și șure de la tricoul ăsta. Mai fac bandaje. Oh, și cască, ia, poate pot să fac... nu pot să fac... nu pot să fac armură? Se pare că nu. În survival nu cred că pot să fac armură. Dar un arc? Ce-mi trebuie pentru arc? Așa și bețe. Mai trebuie niște bețe. De unde au eu bețe? Asta este întrebare. Cred că din pădure. Dacă țin eu bine minte. Uite, iar o căprioară acolo. O să mergem imediat și prin pădure. Gloanțe de shotgun. Un topor. Mi-ar prinde bine un shotgun să mă apăr de playeri. Mai am unul de ăsta. O macetă. O, aici avem pastile. Și putea să iau pastilele. Sau de o melodie ciudată. Grafica din jocul ăsta nu-și pare așa mai spălăcită. Încă un topor. Oh, perfect. Ăsta e, mă. Deja e ca și câștigat meciul. Chiar dacă nu suntem un... sniper! Dar n-am gloanțe la el. Motherfucker, am găsit sniper. Dar n-am... și pistol! Și pentru pistol am gloanțe, mai mult ca sigur. Da. Stați calmi, oameni buni, avem totul sub control. Și am și mai multe gloanțe acum. Stai așa că aici n-au lutat băieții. Se vede clar. Poate mai găsesc eu niște gloanțe. Oricum acum mă pot apăra de inamici. Ceva pe aici. Doamne, și melodia din jocul ăsta e destul de enervant. Mai încet. Bine, destul de ok, de fapt. What? Oare ce sunt astea? Mamă. Mașină de spălat. Sigur, în mașină de spălat găsești arme. Haide mă, mi-a părut să ceva, de ce nu mai mi-apar acum? Mă rog. Următoarea casă. Mai lutez una și mergem în pădure la vânat. Mi-ar fi plăcut să găsesc glanți pentru sniper. Băi, casele astea nu sunt lutate. Glonțe! Încă un glonț. Aici găsești glonțe cu porția. Deci nu le găsești așa 20 de glonțe, gata, pac, pistol. Găsit un glonț aici, un glonț acolo, 3 pe acolo. Nu, ce am făcut? Unde-i vechiul ghiozdan? Lol. Man, eu vreau să-i dau shred. Așa. Trebuie să te uiți în dulapuri aici. Pentru că în dulapuri găsești chestii. Dar nu prea am răbdare. Haide, man, dăm ceva ca lumea. Ceva... gloanțe de shotgun, nu gloanțe de shotgun, n-am shotgun. Ia să vedem cum e luneta, mad, fac. N-am gloanțe, cred. Rupeam. Zic eu să pun. Ata o fac. Cred că acum este momentul potrivit să-mi dezvălui skillurile mele de vânător. Bine aici, draga. Am dat pe lângă? Iar am dat pe lângă?
What the fuck? Dă-i bani ea! Băi, în fața ta! What the fuck? În fața ta, omule! Ai topor în mână și nu nimerești! Sunt bleeding. Rămâi acolo. Ația ta. Câteva glanțe. În jocul ăsta trebuie să-ți tratezi bleeding-ul, altfel mori. Dar... pana mea unde? Că vine ăla după mine. Ok, stați calmea, îmi puneam totul sub control. Nu o să lăsăm totul nepedepsit. Mă pun aici. Bandaje. Unde sunt bandajele? Stați calm că nu-l las să scape în halul ăsta. S-a dus bleeding-ul și face 16, ok. Unde nația ta ești, mă? Să vedeți cât aglonț în cap îi dau. Chiar dacă vin player după mine, nu mă interesează. Totuși ar trebui să joc mai calculat. Bă, băiatule, ia vin mă tu încoace, că noi avem fata. Noi avem treburi neterminate. Ai văzut? Deci toporul e de căcat în jocul ăsta. Măcar a murit dintr-un glonț în cap. Ochelari? Nu se vede, ok. La etaj. Sigur e ceva interesant la etaj. Nu? Ok. Băi, nu e nimic în casele astea. E pustiu rău. Eu mă duc în pădure să caut animale. Deci toporul... e de căcat. O brichetă. În chestiile astea... o nimerește, să ne facem marcă. Mergem în pădure, oameni buni, ne facem marcă. Mamă. Avem 9 glanțe. Destul de mișto, să fiu sincer, atmosfera în jocul ăsta. Pare așa... nu știu, faci ce vrei. Trebuie beți. De unde fac eu rost de beți? Astea știu sigur că sunt bune de mâncat. Și îți dă și HP, îți dă și sete. What the fuck? Pistol. Cine folosește WC-ul ăsta aici? Oameni buni. Adică... în mijlocul drumului. Încă un topor acolo. Sunt curios cum e pistolul. L-am luat măcar? Ok, e doar vântul care mă... încă un ATV. De ce nu mi-arată... bara în pana mea, vreau... sunt astea aici, ok, man, stai calm, am înțeles. Lanterna. Sniperul. Pentru Magnum n-am gloanțe, din păcate. Așa că o să pun ăsta acolo. De fapt, o să pun pistolul acolo și toporul pe tot. Ăsta... hai că-l mai păsă, văd cum am loc. Hai să vedem ATV-ul ăsta, poate merge. Nu, îi lipsesc părți. Ok. Baterie. Acum am înțeles. Un lup. Perfect. Păi nu găsesc... stați oameni buni, că în jocul ăsta nu știați. Cea mai bună parte când tai copaci. Dar cred că nu îi pot ia pe ăștia. Haide, man! Haide, man! Abia l-am zgrept. Ok. Și găsești eu niște bețe? Am găsit doar... drăcia asta. Uite, pot să fac... pot să-mi fac carc.
Ok, am craftat un arc și o să-l pun în locul la sniper, pentru că oricum nu am loc. Mi-ar mai trebui și săgeți. O, suliță. Pot să-mi fac și suliță. Era mișto să lase și elementele astea în King of the Kill. Cazul în care te spawnezi în pădure, îți faci un arc și ai. Man, eu vreau să-mi fac... dar nu am branch. Ce-o fi căcatul ăla, nu știu. Ok, cred că îmi ajung. Pot să mai fac încă două. Hai să-l fac pe toate, ce mă naibii. Ok. Să vedem cum funcționează arma. What? Păi și săgeata, man? Ai uitat să pui săgeata. Ok. Avem un arc. Man, uite să pui săgeata. Acum ne trebuie o țintă. Eu sunt în E6. Ei, 60. Mi arată și punctul. Interesant. Pot să dau cu pumnul așa direct. Hai că, de ce nu? Merg în pădure, poate găsesc un animal sălbatic. Haide mă aleargă. O, da, apa mică în joc. N-am să o iei niciodată. De ce nu mai alerg asta? Eram în apă. Ok. Really? Nu poți să urci pe aici, man? Pe bune, mă? Nu poți să urci o piatră? Că nu poți să-i zic stâng. Ai, sigur nu poate. Dar bineînțeles cum se poate. Deci, asta e priveliște de... campat. Stai și campezi. Când vin playeri, pac. Da bine, nu, eu că nu am gloanțe. O să țin pistolul. Cazul în care sunt atacat de un player, să îi trag direct. O, stați cam că trebuie să facem și pe asta. Din câte știu pot tăia și copaci ăștia. Uite o căprioară. Man, pune săgeata. S-a și dus, nici nu mai văd. Ok, să ne facem treaba aici. Defrișim pădurea, ce mă n-ai. Îmi dă. Furios, omul. O, ăla-i, mă. Hai că uitați-vă câta copacu am tăiat. Pot merge pe el? Nu. Gata. Sunt și urși în jocul ăsta. Să fiu sincer, pădurea arată ceva mai interesant în jocul ăsta. Parcă mai mulți boscheți și mai multe dealuri, așa, nu e totul drept, nu știu. Acolo în King of the Kill parcă ai un singur teren drept și câțiva copaci în pădure. N-ai așa o vale, o tufiș, un ceva, un... Ok. Nu găsesc un animal. Aș fi vrut să găsesc un... lup. Câta baltă aici. De unde sunt? A rămas destul de interesant jocul, merită jucat. Clar merită jucat. Numai că deștepții de la Daybreak au despărțit jocul în două. Așa că trebuie să te decizi pe care să-l cumperi. Înainte le cumpărai pe amândouă date, era un singur joc înainte. King of the Kill și Survival-ul. Nu erau jocuri diferite cum sunt acum. Dana?
Foame de bani? Am obosit? Se pare că da. Oare până unde pot să arunc cu... Ok. Nu foarte departe. Pică măcar pe insulă, nu cred. E bun pentru distanță mică. Da, văd că nu găsesc nimic și cred că o să încheie aici episodul, dar nu înainte de a tăia acest copac minunat, să vedem cum cade la vale. Că de ce nu? Tăi, man, cu putere. Oh, ai dat pe lângă. Băi, e în fața ta copacul, pana mea. Hai să-l tăiem mai de la bază de aici. Ăla. Wow! Era să cadă pe mine. Interesant. Și mi-am făcut un loc de stat. Ok, o să închei aici episodul de azi. Nu uitați să dați un like dacă vă place și o să mai fac episoade. Eu am fost Mihai, ceau și multă baftă!